Salutare dragilor dragi, eu sunt Ovidiu Young, life coach, instructor internațional, teta healing, terapeut holistic, ofer claritate oamenilor și susțin în procesul lor evolutiv prin consultațiile individuale pe care le ofer și evenimentele de dezvoltare personală și cunoaștere pe care le ofer. În acest proces al cunoașterii se află și un proiect care se numește MBA Masculin pe care îl ofer preponderent bărbaților. însă astăzi vreau să vă povestesc despre o carte care a contribuit chiar la acest proiect. Este o carte care m-a marcat, o carte care mi-a adus multă valoare și m-a ajutat pe mine inclusiv în definirea mai precisă a masculinității mele. Mai mult de atât, este o carte pe care ți-o recomand nu doar să o citești ci și să oferi mai departe. Pentru că oferă un plus valoare real în sectorul relațiilor, în sectorul masculinității și de ce nu chiar în sectorul creșterii copiilor care devin viitorii bărbați și mai ales a înțelegerii procesului masculin real de evoluție și al masculinității adevărate. Este vorba de încă o carte inspirațională de la editura Herald, Iron John, Redobândirea masculinității și cele opt etape ale devenirii. Cartea este fascinantă și completă. Este vorba despre un întreg proces inițiatic al bărbatului neîmblânzit. Veți vedea ce înseamnă asta și gândiți-vă că de-a lungul timpului în mitologie avem diferite modele masculine. Poate ne gândim la mitologia greacă și ne gândim la Zeus care ne arată ceea ce înseamnă liderul pozitiv. Poate ne gândim în alt plan la regele Arthur Poate ne gândim în alt plan la regele Arthur care ne arată ce înseamnă mentoratul pentru bărbații tineri. În povestea Iron John, aflăm despre mutarea din tărâmul mamei în tărâmul tatălui, și din toate poveștile de inițiere aflăm cât este de important faptul că este necesar să ne detașăm de așteptările parentale și cumva să ne găsim un al doilea tată. Un alt rege, dacă vreți. Sigur veți vedea pe larg ce înseamnă acest lucru în carte și vă invit să faceți acest lucru cu poftă de a citi și de a asimila. Este captivant modul în care trecem prin multiple etape inițiatice. Cartea Iron John nu este o carte, uh, hai să spun, ușoară în sensul de inconsistentă. Este o carte puternică, este o carte care te îmbie să o citești până la capăt și întoarce, dacă vreți, uh, relația bărbatului cu bărbatul și nu numai pe toate fețele, chiar și pe fețele poate mai puțin așteptate. Ne întâlnim cu mari filozofi, ne întâlnim în această carte cu uh, oameni cu o greutate în ceea ce înseamnă masculinitatea și sectorul relațional. Uh, tot în carte uh, găsim și un mod al lui uh, Jung de a se manifesta în momentul în care un prieten vine la el și îi spune am promovat acesta, îi răspunde. Îmi pare rău, uh, hai vino încoace să bem un pahar de vin și uh, dacă rămânem uniți cu siguranță vom reuși să trecem peste asta. Ți s-ar părea aparent uh, ciudat acest lucru uh, sau dacă de exemplu venea un prieten care era dat afară de la jobul lui, acesta îi spune din nou uh, să desfacem o sticlă de vin și să sărbătorim un lucru nou, și benefic va veni în viața ta. Nu este o carte superficială, și nu privește doar din unghiul din care te ai te aștepta să privești lucrurile. Și acest băiat, să spunem, cu părul de aur, care, prin nenumărate procese inițiatice va deveni în final acel bărbat neîmblânzit, nu sălbatic, un bărbat neîmblânzit, un bărbat cu o masculinitate adevărată, pentru că putem vorbi, iată, de trei feluri de inițieri. inițiere, inițiere masculină, inițiere feminină și inițiere umană. În această carte se aprofundează extraordinar de bine și de detaliat inițierea masculină. Vom vedea cum prin cădere, prin abandonare prin evoluție și progres bărbatul și ceea ce înseamnă masculinitatea aduce la suprafață lucruri poate pierdute în societatea de astăzi poate nu mai știm în ce înseamnă masculin poate nu mai știm în ce înseamnă feminin și eu spun și în experiența de cabinet lumea este un pic confuză ca să nu zic debusolată și pierdută pe locuri. această carte te readuce la o bază, dar nu la o bază, hai să zic, primitivă sălbatică. La o bază în care bărbatul cumva nici nu este străin de ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi, cum ar fi tehnologia, dar nici nu se lasă prins total în ceea ce înseamnă uh, marketingul, să spunem, uh, excesiv și în uh, colectivitatea și credințele colective limitative te va ajuta practic să înțelegi bărbatul, să fii bărbat cu adevărat și cartea se adresează în principal psihicului bărbatului. Eu însă o recomand și femeilor așa cum recomand la proiectul MBA masculin și repet, această carte are o contribuție acolo în principiile pe care le dezvolt de masculinitate. Recomand și femeilor să citească pentru că practic din punctul meu de vedere această carte te ajută în ceea ce înseamnă relația cu bărbatul și dacă ești bărbat și dacă ești bărbat relația cu tine și relația cu ceilalți bărbați și chiar cu mama ta și dacă ești femeie, evident, poate te interesează subiectul relațiilor de cuplu și atunci această carte te ajută să înțelegi și să ai un proces evolutiv al copilului tău dacă ai un băiat să-l ajut să se dezvolte ca un viitor adult bărbat. Cartea este superbă. Gândiți-vă că Povestea Iron John cumva magazinează o istorie de 10.000 20.000 de ani din nordul Europei de povești de inițiere, de masculinitate, de a te învăța pe tine astăzi abundența, bucuria plăcerea și autenticitatea și unicitatea de a fi bărbat, acel bărbat nemblânzit de care se vorbește în carte, care pe undeva înseamnă racordarea la masculinitatea adevărată, alchimizată, desigur, la vremurile de astăzi. Este așadar, iată, un melanj extraordinar de bine făcut între, cum spuneam mai devreme, o istorie de 10.000-20.000 de ani din nordul Europei și vremurile de astăzi. O alchimie perfectă și te invit să dăruiești inspirație. Mulțumesc editura Herald pentru oportunitatea de a citi această carte și te invit și pe tine să citești și să oferi. Eu sunt Ovidiu Young, îți doresc să ai cele mai plăcute sărbători alături în primul rând de tine, de cei dragi ție și de cărțile editurii Herald și oferă cu încredere Iron John.